De astăzi a început alimentarea tichetelor sociale pentru alimente în valoare de 250 de lei. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene anunță că încărcarea cardurilor va avea loc pe tot parcursul săptămânii viitoare, etapizat. În prima parte a săptămânii, aproximativ 1,6 milioane de beneficiari vor primi sprijinul pe carduri. În a doua parte a săptămânii vor fi alimentate cardurile pentru aproximativ 1 milion de beneficiari. Concomitent, se vor distribui 90.000 de carduri pentru noi beneficiari eligibili, care vor ajunge la aceștia prin Compania Națională Poșta Română. Prima categorie de persoane pentru care se face alimentarea suporturilor electronice sunt pensionarii sistemului public de pensii, pensionarii aflați în evidența caselor de pensii sectoriale și beneficiarii de drepturi acordate în baza legilor cu caracter special plătite de casele teritoriale de pensii, respectiv casele de pensii sectoriale, ale căror venituri lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 2000 de lei.